Judecătorii de la Curtea de Apel Târgu Mureș au pronunțat o primă soluție în dosarul de corupție continental. Avocata Doina Scutia și afaceristul Dorel Tamaș din Alba Iulia sunt implicați în această cauză. Acuzată de înșelăciune în dosarul continental de către DNA Alba Iulia, doi nascute a fost achitată de Curtea de Apel Târgu Mureș. Procurorii nu au putut dovedi în fața magistraților că scutea l-ar fi ajutat pe Dorel Tamaș să înșele pe cumpărătorii hotelului continental din Cluj cu suma de 2 milioane de euro, așa cum anchetatorii au acuzat-o. Omul de afaceri Dorel Tamaș a fost condamnat în schimb la 4 ani de închisoare cu executare pentru infracțiunile de complicitate la înșelăciune și pentru spălare de bani. În același timp, judecătorii de la Târgu Mureș l-au achitat pentru infracțiunile de înșelăciune, fals înscrisuri sub semnătură privată și de lapidare. Și pe numele lui Tamaș au emis procurorii de Alba Iulia mandat de arestare la 1 aprilie 2011, însă omul de afaceri nu a fost degăsit găsit până acum. Se presupune că încă de atunci el a plecat în Dubai, țară cu care România nu are acord de extradare. De altfel, Dorel Tamaș a fost cercetat și judecat în lipsă. Tot în acest dosar au mai primit pedepse cu suspendare Anca German, notar public în Alba Iulia, Radu Soare, Angela Soare și Crine la Pop. Sentința pronunțată de judecătorii Curții de Apel Târgu Mureș nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la pronunțare. Verdictul final va fi dat de înalta Curte de Casație și Justiție. Pe rolul acestea se află și dosarul Corupție la Finanțe, în care doi nascute este judecată pentru fapte de corupție. În acest dosar i-a primit 2 ani cu suspendare de la Curtea de Apel Alba Iulia.